Dar în acest clip vei putea urmări patru exerciții interesante de găsire a unor anumite numere naturale care îndeplinesc diverse condiții. În primul ți se cere să afli numerele naturale x și y pentru care 5x la a doua plus 4y la a doua este 17 la 1997. Cred că vei observa cu ușurință că nu există astfel de numere. Dar cum vei putea să demonstrezi? Te vei gândi la ultima cifră. Ultima cifră a lui 5x la 2 este 0 sau 5. Orice număr înmulțit cu 5 îți va da la sfârșit 0 sau 5. Deci voi scrie că ultima cifră a lui 5x la 2 este. 0 sau 5. Bun. Vom calcula ultima cifra lui 4Y la a lui 4 Y la doua ultima cifra a lui Y la a doua, ultima cifra a unui pătrat perfect poate fi. Știi că nu am mai pus într-un clip anterior că nu este 2, 3, 7 sau 8. Deci poate fi 0, 1, 2, 3 nu 4, 5, 6 7, 8, nu și 9. Deci va rezulta că ultima cifră a lui 4Y la a doua poate fi 400, 4 ori 1, 4, 4 ori 4, 16, 4 ori 5 iarăși e 0, 20, 0 la sfârșit, 4 ori 6, 24, 4 la sfârșit, 4 ori 9, 3, 6, 6 la sfârșit. Deci, acum vedem cât poate fi ultima cifră a lui 5x la a doua plus 4y la a doua. Și hai să luăm toate variantele posibile. 0 cu 0, că facem adunare, 0, 0 cu 4, 4, 0 cu 6, 6 și acum iau celelalte variante. 5 cu 0, 5, 5 cu 4, 9 și 5 cu 6, 11. Deci acestea pot, pot fi ultimele cifre ale membruului din stânga. Și acum calculăm ultima cifră a lui 17 la 1997, care e de fapt ultima cifră a lui 7 la 1997. Pentru că 7 la 1 este 7, 7 la 2 a doua, 49, 7 la 3 a treia, 343, 7 la 4 nici nu ne interesează decât ultima cifră și voi face 7 3, 21 și apoi se repetă. Înseamnă pentru a afla ultima cifră a lui 7 la 1997 voi împărți 1997 la 4 și mă interesează. Restul. 4-19 de 4 ori, 16 în 39 de 9 ori, 9 ori 4-36 în 37 de 9 ori, nu mai încape, dar se vede că restul este 1. Și atunci, pentru că restul e 1, ultima cifră acestui număr este 7. Și observi că 7 nu se află printre ultima cifră. Aici am scris eu 11, dar de fapt este 1 ultima cifră. Deci observi că 7 nu este egal nici cu 0, nici cu 4, nici cu 6, nici cu 5, nici cu 9, nici cu 1. Deci nu poate avea loc egalitatea, și atunci dacă nu poate avea loc egalitatea, înseamnă că nu există. Există semn, există, este acest semn matematic, înseamnă există, nu există numere naturale x și y cu proprietatea cerută. Sigur că nu este singura soluție, mai există și alte soluții. Cea de-a doua problemă, aflați numerele naturale ABC pentru care are loc egalitatea. Te rog să observ că în stânga avem 4 mulțit cu ceva, deci este un număr care se divide cu 4, evident un număr par. În dreapta, 1999 este impar și dacă vom lua orice putere diferită, deci dacă C1 este 0, în afară de 0, Uh, orice puterea lui 2 este pară, deci a, acesta ar fi număr par. Dacă ce e diferit de 0, ia un număr impar, minus un număr par, ne va da impar. Și atunci nu vom putea dar nu vor exista numere pentru care să aibă loc egalitatea. Și atunci singura soluție pentru C este c 0 pentru că 2 la 0 este 1. Și atunci vom avea în partea din dreapta egalității 1999, minus 3 ori 1 minus 3, deci vom avea 1996, adică un număr. Par. Orice altceva nu convine că partea din dreapta este impar. Și atunci se va reduce egalitatea noastră la 2 la 2a ori 5 la a plus numărul BB de două cifre identice egal cu 1996. Sigur că vom face împărțirea la 4 și ne va rămâne 2 la a doua la a, voi scrie eu aici, ori 5 la a, plus numărul BB egal 4 în 19 de 4 ori, în 39 4 de 9 ori și în 36 de 9 ori. Și atunci am ajuns la egalitatea 4 la A ori 5 la A, 20 la puterea plus BB este egal cu 499. Și vom lua puterile lui 20. 20 la 0 evident că este prea mic, pentru că BB nu va fi număr de două cifre, deci A egal cu 0 nu convine, că poți să înlocuiești și vei vedea că 1 plus BB egal cu 499, BB nu are două cifre, 498 are trei cifre, deci fals. Mergi mai departe. Dacă aui 1, vei obține 20 plus BB egal cu 499. Iarăși nu convine, din aceleași motive, că este un număr de trei cifre, dacă ai 2, vei avea 20 la a doua. 400 plus BB egal cu 499, de unde BB este 99, deci B-ul este uh, cât 9... AU 2 și CU știam că este 0. Iar orice altă variantă mai mare decât 2A egal cu 3, deja ai 20 la 3, adică 8000 plus 20 ori 20 ori 20, plus BB egal cu 499, evident că nu ne convine că nu avem același număr de cifre în stânga și în dreapta. Deci cam așa se rezolvă astfel de exerciții, văzând ce situații convi. Mergem la cel de-al treilea exercițiu ales în care avem, de fapt, o sumă de tip gauss și în dreapta și în stânga. Sunt mai multe metode de rezolvare. Tu ți-o -ți vei alege pe cea mai frumoasă. Mie mi se pare așa. Să păstrez 1 plus 199 în stânga și să trec aurile din stânga în dreapta. Deci voi avea 2a minus a plus 4a minus 3A plus 100 de A minus 99 de A. Deci i-am luat pe aceștia A, 3A, 99 și i-am trecut în dreapta, lângă aceștia. Bun. Și atunci vom avea 2000 egal. 2 de A minus 1 una, una. A, a fac 1 4A minus 3A fac 2A. Și vom ajunge... 1 uh, am scris 2A, scuze. 1 Și ultimul va da tot un A. Câți de A avem aici? Păi avem 50 de A, dar hai să vedem de ce. Păi ea privește 2, prima pereche, 4, a doua pereche, 2A do minus A, 100, A, 50 -a pereche, pentru că eu din 2A minus A, din perechi, am făcut câte un A. Și atunci A va fi 2000 împărțit la 50, adică vom avea 2200 împărțit la 5, deci au este 40. Și ultimul exercițiu din acest clip, aflați cel mai mare număr, care are cel mai mic număr de divizori. Aici ar fi cazul să-ți dau o proprietate foarte importantă în probleme. Numărul, dacă ai un număr N descompus în factor prim, P1 este număr prim la o putere, ori P2 număr prim la o altă putere, evident, naturală, ori puncte-puncte PM puncte, la M, dar atenție, P1, P2, PM numere prime, deci am vorbit de descompunere în factor prim și a 1, a 2, AM, numere naturale, numărul de divizori ai lui N va fi egal cu A1 plus 1, exponenții, pe lângă A2 plus 1, înmulțit cu A indice M plus 1. Foarte important această teoremă în probleme. Uite, hai să luăm și un exemplu. Dacă vom avea 24. Hai să vedem câți divizori are 24. Îl vom descompune pe 24 și ne dă 2 la 3 ori 3, 8 ori 3 fac 24 și atunci numărul de divizori, evident că îi poți scrie dacă să te verifici, este 3 plus 1 exponentul plus 1, aici n-am exponent deci 1, pe lângă 1 plus 1 și atunci 24 are 4 ori 2 8 divizori naturali. Nu vorbesc de cei întregi. Noi vorbim de divizorii naturali. Și mă întorc la exercițiul nostru. Îl voi scrie pe AB0. AB, am mai folosit și anterior această idee, numărul AB ori 1 urma de atâtea 0 ori câte cifre avem după el, 1000, plus 0 nu-l mai scriu, plus AB. Îl voi da factor pe AB pe lângă 1000 plus 1. Îl voi descompune pe 1000. Deci avem AB, 1001, scuze, 1001, și egal cu AB ori 7 ori, hai să vedem de câte ori în o dată în 30 de 4 ori și în 21 de uh, 3 ori. Era să scriu altceva aici, 143, care e egal cu AB. 7 ori, ori 143 se împarte, se vede la 11 și ne dă uh, cât o dată în 33 de 13 ori. 7, 11 și 13 sunt numere prime, deci numărul de divizori, ca să fie cel mai mic, ar fi ca B să fie număr prim. Ca să am cel mai mic număr de divizori. Că numărul de divizori va fi, dacă AB se mai descompune, voi avea un număr mai mare de divizori, pentru că numărul de divizori, dacă AB e prim, va fi 1 plus 1, pe lângă de la 7 avem 1 plus 1, de la 11 1 plus 1 și de la 13 1 plus 1. Dacă AB nu este număr prim, se va descompune și atunci ne vor mai apărea și altfel de, în loc de 2 vom avea 4 sau cel puțin 4 și atunci va fi un număr prea mare de divizori. Și numărul prim, cel mai mare număr prim, că noi vrem cel mai mare de forma AB este 97. Și atunci numărul cerut va fi 9709797. 97. Stai aproape că voi mai pune și alte clipuri.